Hristos are nemărginit. Suntem mântuiți prin har, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slăviți să te, Domnul Iisus! Am un obicei și îmi place așa de mult să uit de momentele grele care le întâmpin afară și în casa Domnului, cât pot să profit de bucuria care lasă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Poate că de multe ori este o luptă înăuntrul nostru și știu lucrul acesta ca să ne putem deschide inima. Dar despărțiți de Domnul, însuși Domnul Iisus Hristos, despărțiți, nu puteți face nimic. Și chemăm pe El și zic ca Domnul să ne asculte rugăciunile. De aceea, aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze. Astăzi, în seara aceasta, după amiază aceasta, în care Duhul Sfânt să ne vorbească. Eu nu știu ce aveți de trebuință pentru sufletele dumneavoastră. Însă știu lucrul că al Domnului Cuvânt ne vorbește de ceea ce avem de trebuință. Dorința noastră este să fie și însoțită de rugăciune. Să ne rugăm în Duhul și să cerem, Doamne, vorbește. Amin. Amin. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră de a ne sfătui în orice moment. Fie că e greu, fie că e ușor. Dar să știți că care această pocăință este presărată cu încercări. Ca să ajungi în cerul lui Dumnezeu, trebuie și să treci prin încercare. Doamne, ajută-ne! Împreună cu El, vom fi mai mult ca biruitori. Prin El, vom fi mai mult ca biruitori. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îmi doream așa de mult în copilăria mea să pot face multe excursii. În auzeam la școală că se organizează excursii, îmi doream mult și mergeam în data și spuneam că vreau și eu să merg. Și de multe ori mi se dădea un răspuns, nu se poate. Dar astăzi vrem să facem o excursie prin Duhul lui Dumnezeu, la porțile cetății. Acolo unde cu toți pe porțile acelea se intră în cetatea cea sfântă. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Mi-aduc aminte când doream foarte mult măcar să văd Ierusalimul Ceresc. A zis, Doamne, Tu ai posibilitate, Tu ai putere să-mi alegi lucrul acesta. Și după ani de zile, în urma unei rugăciuni care trebuia să o nasc pentru un suflet care era în suferință, ne-am rugat să ne rugăm pentru cauza aceasta, pentru că era bolnavă, sora respectivă, Domnul îmi arată cetate, dar de la distanță. N-aș fi vrut să se mai termine acea vedenie. N-aș fi vrut să se mai termine acea rugăciune. Atât de frumos, că nu am cuvinte să explic. Am zis, Doamne, dacă așa este locul pe care Tu l-ai pregătit pentru copiii Tăi, ajută-ne pe toți. Și toți acei pe care îi cunoaște, prieteni, rudenii, toți să intrăm în această cetate, dar așa cum vrei Tu. Să fim pregătiți atunci când Tu ne chemi să putem intra în cetate. Și călătorim prin Duhul lui Dumnezeu, în seara aceasta, vrem să ajungem acolo. La prima poartă. Vreau să vă spun că numele fiilor lui Israel, îi găsiți în Cuvântul lui Dumnezeu, în Genesa. Capitolul 29 în jos. 30 capitol și așa mai departe. Și acolo se vedea numele fiecărui copil. Ajungem la prima poartă, vrem să intrăm, să ajungem la prima poartă care era spre răsărit în seara aceasta, nu putem vorbi pentru prea mult despre toate porțile, pentru că e un mesaj, un text mai amplu, mai profund. Dar am vrea să mergem la prima poartă, unde vom întâlni primul înger care stă acolo și nu poate intra oricine, să știți. Pe prima poartă stă numele, primul nume scris, care este Ruben. Numele acesta se tălmăcește sau se înseamnă vedeți fiul. Când vom intra pe prima poartă în cetate, acolo, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu cu demnitate și nu s-au rușinat
de calea aceasta, de Iisus Hristos Domnul, ei toți te vor vedea și te vor primi. Și se vor bucura pentru că ai fost și ești un fiu, o fiică a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, când Domnul Iisus Hristos face botezul, merge la Ioan și face botezul, Dumnezeu îl prezintă. Acesta este fiul meu preiubit. Preiubit. Și dumneavoastră sunteți preiubiți, suntem preiubiți de Dumnezeu. Dacă nu ne-ar fi primit Dumnezeu, nu l-ar fi primit pe Fiul Său să moară pentru noi. Și un har deosebit. Dar vreau să vă spun, ca să intrăm pe poartă încetate, să trecem de prima poartă, trebuie să trăim după regulile lui Dumnezeu. După principiile lui Dumnezeu. Și la lucrul acesta, să știți, ne îndeamnă Apostolul și ne vorbește în enumerate rânduri. Și ne sfătuiește cum să umblăm. Și spune în Efeseni capitolul 5, versetul 1, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit, versetul 2, și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Noi vrem să jertfească alții pentru noi. Dar mai puțin noi pentru alții. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Dar zic ca Domnul să ne ajute. Și să spunem și noi ca psalmistul. Să mă păzească Domnul să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Totul costă în ceea ce dăruiești. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul Domnului ne învață și ne spune cum să trăim ca să fim, bineînțeles, niște fii al lui Dumnezeu. Să purtăm cu demnitate numele acesta de Fiul al lui Dumnezeu. În Galateni, capitolul 5, versetul 16, Apostolul ne îndeamnă și spune așa, prin cuvânt, zic, dar urmați cum este Duhul și nu împliniți poftele firii păcătești. Firea de multe ori caută să ne atragă, să ne închidă, să ne blocheze. Și diavolul vine cu prăjiturile acestei lumi și spune, uite, poți să mai faci și lucrul ăsta. Nu, nu-i rău. Dar poți să umbli și așa. Poți să vorbești și așa. Ceea ce ne învață Scriptura este să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Amin, Doamne, Doamne. Ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu este între noi să vorbim cu cuvinte alese. Un psalm, așa cum după amiază aceasta, Domnul a lucrat și vă spun, m-am bucurat foarte mult la cântări. Mie Domnul a vorbit prin cântare. Vorbește și prin cuvânt. Are Dumnezeu modalități să ne vorbească nouă tuturor. Și dacă noi gândim că nu are rău să vă spun El ce a creat Universul, El creează modalitatea de a-ți vorbi. Pentru că e Creator. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. De multe ori ne oprim la lucruri mărunte și căutăm să ne legăm de ceea ce n-ar trebui să ne legăm. Și Pavel ne învață și ne sfătuiește fiecare dintre noi să cerceteze pe sine însuși. Prima dată să ne încercăm, să ne cercetăm, să vedem starea noastră de credință. Ca să fim niște copii, fii, fiice al lui Dumnezeu. Doamne, zic ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne smeșinească lucrul acesta. Amin. În Proverbe, primul capitol, versetul 8, spune foarte clar că un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Noi vrem să fim înțelepți. Doamne, dă-ne înțelepciunea Duhului. Amin. Pentru că înțelepciunea pământească pune și ea în anumite circunstanțe ale vieții. Dacă n-ai înțelepciunea Duhului, Domnul îți spune ce să faci și umbli sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când am fost pus într-o situație după ce am vestit Evanghelia, eram soldat. Unul dintre fruntașii care era acolo s-a dus și a raportat că am predicat Evanghelia și a fost chemat de comandantul unității din Bârlad. Acolo am făcut perioada. Și mi-a zis, soldat Borș, dumneavoastră încălcați ordinele pe care le dau,
Și am spus, nu, vă respect, dar mai presus de toate este cuvântul lui Dumnezeu. Care trebuie să-l spun oamenilor care întreabă de Dumnezeu. Ele au motivat să vorbesc despre Dumnezeu și sunt motivat. Și o zis, din pricina aceasta vei fi trecut în foaia de stare a gărzii? Pentru o executare de ordine și împușcare militară de la 3 la 5 ani. Sincer, m-a cuprins fric. Dar așa cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă temeți ce veți vorbi în clipa aceea, că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am vorbit ceva care nu am controlat. Nu era controlat de mine. Și am început să vorbesc din nou. Și am zis, hai vorbește că nu ne mai întâlnim așa de des. Și am zis, vă mulțumesc pentru această decizie. Pentru că oamenii care sunt acolo închiși au nevoie ca cineva să le vorbească despre Dumnezeu și să se întoarcă la pocăință. Și am zis, ești un om nebun. Zice, ieși afară, ia-ți și șiretul, luați și centura și cucul la boletă. Zice, ia-le și ieși afară. Dar răspunsul dacă se întâmplă ceva. Și am zis, da. Dar vreau să vă spun că Domnul este Cel ce păzește. Și se așteptau ca, bineînțeles, fruntașul acela aștepta ca eu să fiu închis, să fiu trecut, să fiu la corpul de gardă, după care să fiu trimis, să fiu judecat. Și am zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul care îl poartă de grijă. Eu nu m-am rușinat de El. Sunt ceea ce sunt prin El. Și a rămas așa, am mișcat și a zis, auzi, bă, pocăitule, nu știu care Dumnezeu cărui slujești, dar văd că Dumnezeul tău de toate lucrurile te păzește și îți poartă de grijă. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Preoții mei, în momentul când vrei să fii binecuvântat, trebuie să fii și îngerpat. Ca binecuvântare ce o primești, sau o primești, să știu să o prețuiesc. Să-i dau slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce dă. Fie încercare, fie binecuvântare. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne învață să trăim după regulile lui Dumnezeu ca să putem trece de prima parte. O să fiu mai scurt și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să trăim după cum îi place lui Dumnezeu. Am trecut de prima parte, suntem foarte fericiți. Ajungem la cea de-a doua parte, acolo un alt lucru. Și cuvântul lui Dumnezeu arată că la cea de-a doua parte, numele care scris pe poartă este Simeon. Ceea ce înseamnă ascultare. Cuvântul Dumnezeu spune, ascultarea este mai plăcută decât toate jertfele. Aș putea să postez și nu e rău, că trebuie să postez. Pot să îmi dau tot ce am la săraci și un lucru bun. Dar dacă nu am ascultare de Dumnezeu, echivalența este zero. Nimic nu-i plăcut lui Dumnezeu. Dacă eu nu am ascultare în viața mea de Dumnezeu. Dar dacă toate aceste lucruri care le fac ascultând de Dumnezeu, sunt cel mai binecuvântat om. Dar vrea ca Domnul să lase această binecuvântare peste fiecare. Amin, amin, amin. Să fii ascultător. Pentru că atunci când umbli în ascultare de Domnul, nu te mai interesează ce va vorbi unul și altul. Te va interesa ce spune Dumnezeu despre mine. Și este cel mai important lucru. Domnul să le dea această tărie, să umblăm în ascultare de Dumnezeu. Probabil că vedem multe neascultări în viața altora. Și avem, normal să avem pretenții de la cei care, în mod deosebit, fac o slujbă în casa lui Dumnezeu. Dar atunci când vezi un defect, o greșeală, nu ești pus pentru a judeca, ci ești pus pentru a te ruga. Doamne, luminează. Doamne, îndreaptă. Doamne, intervină Tu. Ieși în calea Lui. Pentru că așa am fost învățați de Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, de frații care au trecut prin astfel de moment. Acolo vom vedea cât de mult am ascultat. Și să știți că ascultarea este răsplătită de Dumnezeu. Domnul nu stă nepăsător pentru ascultarea ta față de El. Domnul nu stă nepăsător, El știe să te binecuvinteze. Știe cum să te scoată din momentele cele mai grele. Dar ascultă de Dumnezeu.
Și mi-aduc aminte că apostolii sunt puși într-o situație când li se interzice să mai predice Evanghelia. Li se interzice să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și m-am bucurat așa de mult și m-am întâlnit cu cuvântul acesta când au spus, se cade să ascultăm mai multe oameni decât de Dumnezeu. Vreau ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Să ascultăm de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu aduce beneficii mari pe viața spirituală. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească. O să ajungem la cea de-a treia poartă și avea ca Domnul să ne sprijinească în tot ceea ce vom face. La cea de-a treia poartă vom găsi un alt înger, un alt nume. Numele care scris acolo este numele Levi. Care înseamnă alipire. Am un prieten care de multe ori vorbesc cu el. Normal cheamă Levente. Unii dintre noi să-l cunoașteți. Levi, eu îi zic tot așa, Levi, și îi spun, bă, ai un nume din Biblie, mă. Tu a trebuit să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești. Să faci ca viața ta să fie legată de Hristos. Și o zis pe mine, Fiorel, am umblat și îmi place la voi. Dar zice, am ceva care mă ține. Și am zis, ai un lucru care te ține în căpățânarea ta. Și o zis, bă, să știi că sunt căpățânat. Vreau să facă Domnul ca noi să fim niște oameni care să ne alipim de Iisus Hristos. Amin, amin. Alipirea aceasta este una foarte benefică pentru noi. Vedeți, dumneavoastră, în cursul vieții noastre ne putem alipi de multe lucruri. Ne putem alipi de multe lucruri care nu zidește, nu ne ajută, nu ne dă o creștere spirituală normală. Ne putem alipi de tot ceea ce înseamnă firesc, dar mai puțin de ceea ce înseamnă duhovnicesc. Uitați-vă dumneavoastră, de câte ori se predică Evanghelia, când se face chemare la împărăția lui Dumnezeu, oamenii refuză. Poți să-l chem pe om în oricare altă parte. Dacă spui că vină cu mine, plecăm în Italia, plecăm în America, toată lumea ar vin, nu? Toți. Dacă îi zici, haide să vin mereu împreună în împărăția lui Dumnezeu, vină la împărăția lui Dumnezeu. Bă, nu. Acum să... Dar ce se întâmplă? Pe acolo țin locul, de acolo ne-a originea. În împărăția lui Dumnezeu. Să fim alături de ceea ce și-a dat viața pentru noi. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Alipindu-ne de Iisus Hristos, vom trăi ca și El. Vom respecta, vom căuta, vom venera pe El, pe Iisus Hristos Domnul. Lăudați să fie Domnul Iisus. Amin. Ne facem una cu El când ne alipim de El. Și nu ne interesează ce vor vorbi oamenii despre noi. Să ne bucurăm când cuvintele lor sunt neadevărate. Așa ne învață și Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ne cunosc de multe ori. Eu aveam impresia că oamenii nu știu că sunt pocăiți. La început. Dar după ce stăteam puțin de vorbă cu unii dintre ei, îmi spunea, știu că te-ai pocăit. Oamenii te cunosc. Călătoream cu trenul și îi spunea cine, au venit controlorul și s-a uitat la mine, zice, cu dumneavoastră vin și vorbesc mai târziu. A plecat și s-a întors. Zice, sunteți pocăit. Am zis, da. Ne-a zis, ce vă face să... După ce m-a spus, deci ai chipul vostru diferit față de anus. Pentru că pe fața voastră se vede lumină. Se vede ceva deosebit. Viața voastră, viață curată. Și m-am bucurat că eu am văzut lucrurile acestea și am zis, Domnule, ar trebui să venim și dumneavoastră la acest Iisus care ne dă dar mântuire. Nu vă costă nimic decât un lucru. Să vă dați viața în mâna lui Dumnezeu. Să vă alipiți de El. Și am spus, zice, am încercat și n-am putut. Și am zis, ați încercat, n-ați putut pentru că n-a fost ca bază rugăciunea. Dar vrea ca Domnul să ne dea un duc de rugăciune. Amin. Să știți că prin rugăciune, în momentul când ți-ai legat inima de cer, simți, trăiești și îți dorești să fii la fel și așa cum îi place de Dumnezeu. Pentru mine rugăciunea, și cred că și pentru dumneavoastră, este
cel mai important lucru din viața noastră de creștini. Ca să avem tot timpul părtășia aceasta cu Dumnezeu. Când mă rog, îmi place să mă desprind de tot ce e în jurul meu. Și să știu că Iisus Hristos este acolo și mă binecuvintează. Îmi ascultă rugăciunea. Și am auzit la ora de rugăciune că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ascultă. Nu știu în ce modalitate, dar știu că ascultă. Când un nenorocit strigă la Domnul, Domnul aude. Și ne vedem de multe ori situațiile acestea de a fi descurajați, de a fi desarmați, poate. Și se bucură vrăjmașul când oamenii nu se mai roagă. Pentru că poate să manipuleze cu ele. Vreau să vă aduc la cunoștință acest lucru. Rugăciunea trebuie să fie în fiecare clipă, în fiecare moment în viața noastră. Prin ea ne simțim aproape de Dumnezeu. Prin ea avem biruințe mari. Căci Domnul lucrează. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Ar vrea ca Domnul să ne ajute și să nu uităm. În primul rând, să fim niște fii și fiice care să nu ne rușinăm întregia noastră pe acest pământ de Iisus Hristos. Oamenii să ne vadă și să ne și să spună, este copilul lui Dumnezeu. Oamenii să vadă și să spună, bă, acolo unde merg e un lucru bun. Un alt lucru, să trăim în ascultare de Dumnezeu. Să umblăm după voia de Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Un alt lucru, să fim alipiți de tot ce îi place lui Dumnezeu și în mod special de El. Pentru că El ne-a binecuvântat în orice moment al vieții noastre. Suntem aici datorită îndurării lui Dumnezeu. Dacă trăim, este din bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă Domnul să vă binecuvinteze, rămână aceste cuvinte și vă rog să vă ridicați în picioare. Vreau să mulțumim cu toți Domnului pentru această după-amiază binecuvântată.